Experiența mea în RXF44 a fost împlinitoare, a fost o victorie bine meritată. Mi-a dat mult mai multă ambiție acum să mă pregătesc pentru următorul meci cu Marinescu, un adversar mai dificil, mai înalt, mai pregătit cu cardio, sper să nu-i cedeze și lui ficatul, splina, toate alea. Clar că voi avea un meci mult mai intens, antrenamentele în continuare sunt dure. De luni de zile voiam să intru în RXF și când s-a evit ocazia să am meci cu Neveu, eram ok, vreau experiența asta, vreau să dau totul. Nu a fost un adversar cum mă așteptam, mă refer până în data meciului. Mă gândeam că o să am o experiență profesională așa cu un adversar, o să fie un combat plăcut. La conferințele de presă n-a fost să fie, a fost să mă lupt cu un adversar mai puțin pregătit intelectual. De când l-am bătut pe Neveu, i-am luat și femeile, acum mă caută pe mine, dar eu le spun clar, lăsați-mă, eu n-am timp, trebuie să mă antrenez pentru RXF, că mă lupt iar, ca un campion ce sunt, în gala 45, cu Marinescu, așa că duceți-vă înapoi la el dacă vreți, dar nu vor femeile, vor tot la mine. Ce să fac? Campionul RXF aici. E clar, intru acolo pentru încă o victorie.